Altara m-am uita, sunt sunt deja să mă cu grăsanul ăla. Ce ce se vede, mă. Facem un nou test, fraților, un nou quiz. Testul acesta se numește Care este numele tău de războinic. Și probabil pe baza unor întrebări care o să le punem noi aici, o să ne dea la sfârșit un nume de războinic. Sunt tare curios ce nume a avut strămoșul meu războinic Lecturatul care s-a luptat cu șerpi Sherpy lui intrat în cur? Fraților, suntem azi împreună cu Berger, cum puteți să-l vedeți acolo jos și împreună cu el o să dăm drumul la acest test, să vedem care este numele nostru de războinic și să vedem uh, care nume de războinic e mai șmecher și asta o să vă lăsăm pe voi să decideți în comentarii, iar este care nume tu? e mai șmecher, care nume mai șmecher, trebuie să dea celuilalt o urma. Facem așa, facem așa, este, bine. Păi de unde știu? Păi eu, eu, păi eu, dacă zic al meu, eu mai șmecher. Păi dar nu tu bă, te lăsăm pe ei să zică. Bine, hai. Bun, hai să începem. Prima întrebare este cu dacă iubești copiii. Da, nu, adică nu am treabă. Chiar îmi plac copiii. Do you love talking card of all people? Do you love taking care? Ah, Dă, bă, dacă iubești, dacă iubești să ai grijă de oamenii bătrâni. Bă, îmi place să am grijă de ei, dar nu obsesiv. Adică, nu știu, nu mi-ar place gen să am un om bătrân în casă care stau tot timpul de capul lui, știi? Nu. No. Deci nici mie, not really. Adică, să fim serios. Zei, îmi place, n-am treabă să îngrijesc oameni, bătrâni, dar nu e, obsesiv. Să vorbesc, îmi place mult să vorbesc la povești la astea, dar nu să stau să îi dau ploșca. Uh, do you get really mad if someone see if you see someone picking picking on someone else? Stai un pic. A, adică te A, ah, da, dacă se, se ia de da. cineva, da. da. Deci mă eu nebunesc, adică nu vine să Și eu la fel. Bat. Nu suport, nu suport țărănismele astea și cu căcaturile astea, parcă n-am fi toți oameni în pui mei și n-am trăit în aceeași societate. Hey. Uh, ai rănit pe cineva dacă ai vedea... <coughs> sau them hurt, sau zis, Dacă ai vedea pe cine, rănind pe cineva mai mic decât ei. Bă, nu știu neapărat dacă l-aș răni, dar de intervenit aș, sig aș da. interveni sigur. Deci o să dau un nu, pentru că e, e, discutabil aici. Adică, nu știu, de exemplu, dacă... Bă, da. Dacă sunt doi pe stradă, un băiat și o fată și sunt într-o și ăla două palmă, ea, nu mă duc să-l bat pe ăla. Că puii mei, n-am de ce să-l bat, dar nici să-l las să da. lasă continui. Aici referea la, la, la altceva. Do you, find, uh, do you find that you get a lot of haters because of your succeed? Dacă... Știi că ai o grămadă de haters din cauza succesului tău? Da, știu. Da. Bine, nu mă consider un, un succes mondial sau ceva de genul, dar știu că sunt mulți care din invidie pentru treaba asta încep și aruncă cu vorbe și cu căcat în stânga și în dreapta, deci Chama. o să dau că da. Do you like to think of plans for lots of emergency situations? Dacă, dacă îți place să te gândești la planuri pentru situații de urgență. Bă, eu mă gândesc la orice în general, adică pentru mine viața e o, un paradox. Da, mă gândesc la planuri. Eu, eu vă zi, mă gândesc la, în general, adică, de exemplu, la ăsta am zice acum că se duce până la baie, dar de ce se duce acum la baie grasul ăsta infect? E de grasură, de ce? Hai spune! Hm. Spune că este Să-mi fac un, un, plan să te omor. Vezi? Ia vedeți? Că te parcă aș vrea să mă cac. Uh, te duce cu cineva, în, uh, te duce într-o clădire în flâncări să salvez pe cineva. Bă, da. da. Mai ales dacă acel cineva ar fi apropiat mie. Bă, n-aș ține cont. Sunt dacă mi-e frică de tornade. n-am văzut în viața mea o tornadă. În mod normal a zice că nu. Adică... Să-ți fie frică, mă gândesc la modul ăla obsesiv, nu doar să-ți fie frică, că de frică poate să -ți fie în puii mei și de, nu știu, și de soare. Bă, eu mă gândesc că se, așa, dacă dacă ce teamă de ele? Dacă vezi o, o, o tornadă, te speri? Pui mei, e ca și cum ai întreba dacă te speri când vezi o calamitate naturală. E logic să te speri. Bă, păi pe... asta e calamitate naturală. Păi da, asta zic, dar e logic să te speri, dar nu gen, nu ești din casă că te frică că dă tornade sau, nu știu, nu știu cum să o iau. Nu mi e frică de tornade, poți spune. Eu... da, ce vrei tu? Am mai Bă, nu sunt un tornător bun. Bă, nici, da, nici nu știu, nu pot spune că, na, că pot să salvez pe cineva de la nec, Dar știu să mă mențin pe mine. Adică, eu zic că da. Do you put others well-being before your own safety? Dacă pui facerea de bine pentru ceilalți înaintea siguranței tale. Depinde ah, cine am, sunt am, acei am. ceilalți. Depinde cine sunt acei da, ceilalți da, și depinde de, ce înseamnă de, siguranța mea, adică nu știu, de exemplu, dacă nu știu, nu știu, n-am ce exemplu să dau, ar trebui să stau prea mult să mă gândesc. Yes. Nu să dau și eu totul, nu yes. Can you be scary? Dacă, dacă, pot să fiu un spermentator, dacă vreau? Clar! Dacă încep să mă gândesc eu la toate căcaturile la care mă gândesc eu și încep să dau pe amenințări și pe delea... Dar serios, așa cu fața aia pe care nu am, când sunt serios. Eu zic că da, pot. Tu poți? Poți, glatele, poți spune, poți, păi poți! Ești la cap, dar păi ai văzut. Când mai stai așa atunci și mai... Când vine berci rând acolo, când vine Bercea bă, pot? Ce? Când vine Bercea și își pune ochelarii in și vine bă, ceacă. Pulencur. zi, așa. Este? Mai, zic? Vrei. Mai zic? Mai zic, mai zi Mai care era întrebarea aia că uitai. Că uh, dădui dui uh, uh, următoarea. Uh, can you lift heavy weights for your size? Adică dacă poți să ridica greutăți mari pentru mărimea ta. Bă. Da. Eu dădui nu ca ca prostul. Bă, cred că pot, pot. Would you hit someone if provoked? Dacă ai lovit pe cineva dacă ești provocat. Bă, în mod da. normal nu, pentru că nu-mi place violența, adică... De Nici exemplu, bine, doar dacă este ceva musa Dacă, dacă este ceva musa adică dacă, de exemplu, nu știu, vine și, nu știu, vorbește de și ăștia nu lovesc. Dacă vine și mă împinge, pune pe mâna sau ceva, atunci clar. Deci nu. Depinde ce înseamnă provocată, zisei. Eu, eu -o dacă că nu. ai lovit vreodată pe cineva în mânie, bă, cred că da, nu știu dacă, nu știu dacă neapărat persoane de pe stradă sau ceva, dar am lovit. pe un dușman, da, sau pe un prost care mă mai nevează. Dar am lovit, bine am că nu o vă o gândiți zi. că am lovit gen foarte tare sau ceva, dar am avut așa o inițiativă până când mi-am dat seama. Deci o să dau da. Mm -hmm. uh, do you do crossfit? Ce aia? Crossfit. Ai vreo idee? Crossfit, stai puțin. Că nu... Crossfit, crossfit. Hmm. Nu-mi vine acum. Nu da, are nici mie, Barnam. Un fel de Robin Hood, o să dau nu, că nu știu ce înseamnă. Uh, dacă ai grijă la ceea ce mănânci. Nu! Niciodată! Do you worry about the health of your friends and family? Da. Da, dar de-a mea nu. Deci, o să dau da. Do you avoid pro processed food? Adică, dacă eviți să procesezi mâncarea? Adică, gen, nu știu, să, să o mestești mult? Să referi la asta? Probabil că, nu stiu, nu, nu, nu cred că are fără relevanță. Nu stiu, îți dau nu, că nu știu ce înseamnă. Nicio. Are you a bit of a health nut? Adică, e o expresie asta. Caută și tu pe Google se Ce înseamnă nat, are un depinde, de are un înseamnă ești nebun, gen, ești handicapat, ceva gen, nu știu, depinde ce context. Că, probabil dacă ești prea puțin nebun sau... Păi da, dar se referă la viață, la sistemul imunitar, la ceva, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. tu pe Google, de ce nu și tu un copy paste? Lasă, hai să dăm nu. Păi eu e expres, nu o să-ți dea. Du you all, of your own fund Nu. No. Iubești munca grea? No. Are you the best at your job? Bă, de, da. că de la birou ăsta, de unde că muncești, că acum pot spune că sunt cel mai bun. Păi asta zic. Și am apăsat totul, da. Dacă îți place să fii șeful. Bă, mie întotdeauna, eu e și fără bun, să vreau. Sunt mai bun la dat indicații decât, decât la orice. Și de eu? Eu, eu, eu. Hai, lasă, bă. Că nu e adevărat. Bă, da. Este ușor pentru tine să impresionezi supervisorii? Bă, da, de obicei da. Adică un pic glumiță, un pic din ce zic ei, un pic din aia, un pic din aia și ies. Mai dai cu un pacul din bancuri și e. <laughs> Vezi? Do you love taking on extra responsibility dacă îți place să iei responsabilități? No. Bă, sincer, de obicei nu-mi place să iau responsabilități. Adică, de exemplu, dacă există și la școală, niciodată n-am vrut să fiu șeful clasei, să fiu Nicio. casierul, să fiu... De ce pui mei să mă certă după aia lumea pe mine? Nu știu, alt post. Da, adică, nu știu, mi-ar place, dar nu-mi zice că după aia să iei scrie discuții și nu am chef să cadă pe mine, știi? Are you. Are you are. Dacă sunt o persoană person? pasionată. Da. De mașini. Dacă iubești să intelești noi persoane. Bă, de obicei, da. Fete mai ales. Nu neaparat. Că ai văzut când ne niște prieteni, putem să facem toate glumele și. și nu știu. E, e interesant să vorbești cu ei lucruri da. pe care le-ai vorbit cu alții, dar să auzi păreri diferite. Da, așa. Are dacă te interesează. Dacă prietenii sunt bine. Bă, de obicei mă interesează chestia asta. Da, și pe mine. Dacă spui întotdeauna familia prima. Mă depinde de situație, adică, în mod normal, zice da. Da. Ce da, când te refer la, nu știu, la sănătate, la ajutor, la astea, da. Dar nu știu, uite, de exemplu, dacă, nu știu, unul îmi zice, nu te duc acolo că e, nu știu ce și el, poate n are dreptate, dai seama că nu se mai după ce zice el. Deci, o să dau da, pentru că se referă la altceva. Tu ce nume ai, domnul Ia zi Pasionat pati. Și mi era fel. Ce nume e ASTA? Deci nu o să mai mance nimeni și urma. Fratele ce nume e ăsta? Pasionat pati. What the fuck? O joc de mine? Păi ia să mă uit, uităm prin comentarii. a zic la fel, că au luat... Pasionat pati, Daring Diana... Yes, ia să vedem. Tot la fel. Wilma da. a luat unul si era bărbat. Mm, Kick c -c -c but carry Kick but carry Poți ne să Au fost menea. foarte puține care s-au dat, vezi? Da. Sărânism mm. Ciudat În fine, că cam atât a fost și acest episod Nu uitați dacă vă place să lăsați un like Și dacă vă vine un nume de războinic pentru noi Care ne-ar caracteriza așa Să-l lăsați în comentarii Și noi de sigur ne vedem data viitoare Pa, pa, pa.